Bună ziua tuturor! Bine ați revenit pe canalul meu, Luminița Tarot. Astăzi voi face o etalare pentru oroscopul zilei, pentru zodia Pești, cu tarotul îngerilor și oracolul iubirii. Haideți să alegem o carte pentru zodia Pești, cum va fi astăzi, ce o să vă transmită. 5 de bețe. Astăzi veți avea un pic de conflicte. Îngerii vor să vă comunice că sfidele care le aveți actuale în viața noastră cer mai multă decizie și încredere în voi. Pregătește-te să lupți ca să protejezi poziția ta. Ai dreptul să ții departe persoanele care fac drame inutile, inutili. Da, deci astăzi, cu alte cuvinte, încercați să vă protejați. Când vedeți aer de conflict, îndepărtați-vă, îndepărtați-vă, încercați să evitați, aduceți-vă aminte, încercați să evitați și fiți mai încrezători în voi însăși, să fiți mai încrezători și să fiți mai deciși. Haideți să vedem și oracolul iubirii ce vor să vă transmită zodia Pești. Cauză benefică, efect benefic. Ești conștient că iubirea pe care o emiți prin gândurile tale este un agent de transformare și fundamentul realizărilor tale. Deci, aceste două cărți, 5 de bețe și cauza benefică, vor să vă transmită că, pe o parte, e benefic că sunt aceste sfide în viața noastră, dar de ce? Ca să vă ajute să deveniți mai puternici, să deveniți mai încrezători în voi înșivă. Ok. Cauză benefică. Deci se întâmplă pentru un mod constructiv. Dacă se întâmplă, nu vă faceți prea multe iluzii, griji, preocupări de ce mi se întâmplă mie. Se vede că este o cauză benefică pentru dumneavoastră. Acum nu o vedeți, dar în viitor apropiat o veți vedea că tot ce se va întâmpla astăzi, sfidele care le aveți de rezolvat, va avea un efect benefic. Acestea au fost puse, vă pup și vă aștept data viitoare. O zi frumoasă să aveți, vă pup, vă iubesc, la revedere!